efectivă, Inspectoratului General pentru situații de urgență, pentru ceremonie de recepționare a loturilor de asistență umanitară, este liniat și vă prezint onorul. A raportat Major Susarem. Bună ziua! Domnule ministru, doamnelor și domnilor ambasadori, onorată asistență, bună ziua! Am onoarea să vă salut la un eveniment important pentru toți cei prezenți aici, în contextul recepționării loturilor de asistență umanitară oferite în susținerea refugiaților din Ucraina prin mecanismul protecției civile al Uniunii Europene. Onorată asistență, Ministerul Afacerilor Interne a fost și continuă să fie alături în susținerea oamenilor aflați în dificultate, prin suportul și asistența oferită tuturor persoanelor care pleacă din calea războiului și găsesc refugiu în țara noastră. Cu un mesaj, o invit în fața dumneavoastră pe doamna Ana Revenco, Ministrul Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Bună ziua! Urez întregii echipei care luptă să salveze vieți și destine aruncate în acest exil. Când spun echipă, mă refer la toți cei care au decis să nu accepte acest război împotriva Ucrainei și să aducă alinare și lumină în inimile refugiaților. Echipă, spun când văd aici, pe excelențele voastre, ambasadorii acreditați la Chișinău ai Uniunii Europene. Excelențe! Ambasadori ai Danemarcei, Austriei, Italiei și reprezentanți ai Finlandei, alături de noi, cei din sistemul afacerilor interne, polițiști, salvatori, carabinieri, dar și jurnaliști, oameni de rând, oameni cu inimă mare. Astăzi, sprijinul vostru sporește capacitatea de intervenție a forțelor din sistemul afacerilor interne în acordarea întregului suport pentru refugiații din Ucraina. Ajutorul vostru contează foarte mult, pentru că nici una dintre țările noastre nu a fost pregătită să facă față unui război atât de apropiat și amenințător. Noi toți, din spațiul european, suntem angrenați în rezolvarea unor provocări la care nu ne-am așteptat niciodată. De la volumul bugetelor, resurse umane antrenate, regimul intens de muncă, la intervenții specializate, multidimensionale, măsuri de protecție, îngrijiri a unor oameni cu nevoi speciale și multe altele. Aici mă gândesc la mame, la copii de toate vârstele, la bătrâni și bolnavi care fug din calea războiului. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc din numele cetățenilor Republicii Moldova, în numele angajaților Ministerului Afacerilor Interne, în numele voluntarilor. Cu ajutorul vostru, lor le ușurați din povara muncii zi de zi. Și nu în ultimul rând, mulțumesc presei că sunteți alături de noi, în aceeași echipă, în acest parteneriat pentru pace. Mulțumesc! Susținerea Uniunii Europene oferă noi perspective de integrare pentru sutele și miile de refugiați care în aceste momente dificile au nevoie de suport și asistență. În acest sens, ofer cuvântul domnului Ianis Mazeis, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Uniunii Europene în Republica Moldova. Dear Minister, Excellencies, dear colleagues, the European Union and its member states stand in solidarity with the Republic of Moldova, and we continue to provide immediate support to the country to cope with the large influx of refugees from the neighboring Ukraine. Doamnă ministru, excelențe, dragi colegi,
Uniunea Europeană exprimă solidaritate față de Republica Moldova și oferă susținere țării pentru a face față acestui flux mare de refugiați care fug din fața războiului și vin în Republica Moldova. Today, four European Union member states, Austria, Denmark, Finland and Italy, are offering their help through the EU Civil Protection Mechanism by providing much needed assistance to the displaced people. Astăzi, patru state membre ale Uniunii Europene, Austria, Danemarca, Finlanda și Italia, își oferă susținerea prin intermediul mecanismului de protecție civilă a Uniunii Europene. Astfel, oferim asistența acelor persoane care sunt nevoite să fugă din Ucraina și să-și găsească refugiu în Republica Moldova. I have been asked to bring in particular the greetings of the Danish ambassador who unfortunately cannot be with us today. M-a rugat excelența sa, domnul ambasador al Danemarcei, să transmită salutări din partea dumnealui și, din păcate, nu a putut să fie astăzi cu noi aici la acest eveniment. So, this support by the four EU member states complements the support that has been already provided by other EU member states who are continuing to provide equipment that is essential for the life and health of the people who need them. Asistența care este oferită astăzi de aceste patru state ale Uniunii Europene vine ca în ajutor sau să suplinească asistența care deja a fost oferită de alte state membre ale Uniunii Europene, astfel încât în totalitate s-a venit cu echipament care este esențial pentru viața și sănătatea refugiaților. And I would like to thank all the EU member states who have already stepped up to help the Republic of Moldova to cope with this challenge or at this very difficult moment. Și vreau să-mi exprim gratitudinea tuturor statelor Uniunii Europene care deja au făcut un pas în calea ajutării Republicii Moldova pentru a se descurca și a face față acestei provocări. And the European Union is ready to continue to provide this support together with our member states in a true Team Europe spirit in the days and weeks to come. Și Uniunea Europeană își exprimă dorința de a continua susținerea oferită Republicii Moldova prin intermediul activității sale, prin intermediul echipei Europa. People of Ukraine have fled the war and they have come in great numbers here in the Republic of Moldova. And we are really full of admiration for the people of Republic of Moldova who have welcomed them in their homes with open hearts and open hands. Oamenii din Ucraina fug de război și se refugiază aici, în Republica Moldova, în numere foarte mari. Și ne exprimăm admirația față de poporul Republicii Moldova, care i-a binevenit pe acești refugiați în casele lor cu inimile deschise. The Republic of Moldova has been disproportionately affected by the number of refugees that it is hosting. And it is one more reason why the reaction of the people of the Republic of Moldova, but also of the Moldovan government, has been really, truly remarkable. Republica Moldova a fost afectată disproporțional de numere foarte mari de refugiați care vin din Ucraina, anume în țara noastră. Și de aici ne exprimăm admirația pentru reacția poporului și a autorităților Republicii Moldova. Refugee crisis is adding to the existing complexities for the economy of the Republic of Moldova. And so, apart from the immediate consequences of the war in Ukraine, there will be medium-term consequences that will affect your economy and society. Deci criza acestor refugiați adună la complexitățile economice cu care deja se confruntă Republica Moldova. Astfel, pe lângă consecințele imediate ale acestei crize, vor urma și consecințele pe termen mediu pentru economia Republicii Moldova. Therefore, the European Union is looking for ways how to support the Republic of Moldova beyond the actual crisis and to enhance the resilience of the Republic of Moldova through measures in energy, health and education sectors, among others. Astfel, Uniunea Europeană caută căi de a susține Republica Moldova dincolo de consecințele imediate ale acestei crize. Astfel, urmărim să fortificăm reziliența Republicii Moldova în ceea ce privește sfera energetică, sfera sănătății și cea a învățământului.
Our commitment to support the Republic of Moldova is unwavering and constant. The EU, its member states and the international community have combined forces to respond to any challenges, and we are ready to stand by Republic of Moldova in these difficult times. Astfel, angajamentul nostru de a ajuta Republica Moldova este unul continuu și este unul care nu se pune sub semnul întrebării. Uniunea Europeană, statele sale membri și comunitatea internațională își unește forțele pentru a susține Republica Moldova în calea acestei provocări dificile. So I would like to thank the four member states that have provided this batch of assistance, and we are looking forward to continued cooperation with all. Thank you. Astfel vreau să mulțumesc celor patru state UE care și-au adus acest lot de asistență și reiterez că vom continua să ajutăm Republica Moldova. Vă mulțumesc! Suportul acordat de poporul austriac a făcut ca aflarea persoanelor care au plecat din calea războiilor, a femeilor și copiilor care și-au găsit refugiu în centrele provizorii din Republica Moldova să fie mai cald și primitor. Cu deosebit respect, o invit în fața dumneavoastră pe doamna Stella Avalone, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Austriei. Mulțumesc, stimată doamnă ministrul, excelenție, doamnelor și domnilor. One day before the fights in Ukraine started, there was a large international conference here in Chișinău with President Maia Sandu. And Maia Sandu stated that Moldova is at the moment in a perfect storm. Cu o zi înainte, doamnelor și domnilor, ca să înceapă luptele pe teritoriul Ucrainei, în Republica Moldova, în Chișinău, a avut loc o conferință internațională cu prezența doamnei președintă Maia Sandu. Și la acea conferință, dumneaei a spus că Republica Moldova se află la moment în furtuna perfectă. There are three challenges. The first one is the pandemic, the second the energy and economic crisis, and the third one the regional security situation with regard to Ukraine. Astfel încât au fost menționate trei provocări cu care se confruntă Republica Moldova. Prima cea legată de pandemie, a doua de sectorul energetic și de sectorul economiei în general și a treilea legată de securitate regională, în special în ceea ce privește Ucraina. I myself was at the border in Palanca and I have to commend the Republic of Moldova, its authorities, and the Moldovan people for the management of this severe crisis. Eu am fost personal la granița cu Palanca și trebuie să felicit și să mulțumesc autorităților Republicii Moldova și a poporului și poporului pentru felul în care fac față acestei crize. I was there on the 8th of March. This was the first day when buses were organized which were bringing the refugees directly from the border to other states in Europe, and I saw how well the refugees were received, and I must also make a big compliment to the crisis cell that has been established in a very short time and is working very efficiently day and night. Am făcut această vizită la granița cu Palanca în data de 8 martie, atunci când pentru prima dată au fost organizate autobuze care duceau refugiații direct de la acea graniță în alte state ale Uniunii Europene. Am văzut cât de bine sunt primiți refugiații și de asemenea vreau să vă felicit pentru o foarte bună stabilire a unității de criză, cu o funcționare foarte eficientă. Consequently, our Federal Ministry of the Interior was rapidly ready to answer to the call by Moldova via the EU emergency mechanism and has provided two transports with temporary items for accommodation such as tents, such as blankets and hygiene kits for the first need of people who are coming over the border. Respectiv, Ministerul de Interne Federal al Germaniei a
acționat și el foarte eficient și a răspuns la chemarea de ajutor din partea Republicii Moldova și au fost remise două unități de transport prin intermediul mecanismului de urgență a Uniunii Europene, două unități de transport cu ajutoare pentru refugiați, în care se conțineau corturi, pături și de asemenea truse de igienă. And I can announce on behalf of my authorities that the third such transport is currently under preparation. Și din numele autorităților pe care le reprezint, pot să confirm că o a treia unitate de transport cu astfel de suport este acum în pregătire. We do this as a bilateral partner of Moldova. Well, Austria is here in Moldova. Moldova is a priority country of our development cooperation since 2004. And this year we are also celebrating the 30th anniversary of our bilateral diplomatic relations. And I hope we will be able to do it in a very joyful way at a later point of time. Respectiv, reiterăm relațiile diplomatice pe care le avem bilaterale cu Republica Moldova. Din 2004, aici este o reprezentanță a dezvoltării pentru cooperare și anul acesta sărbătorim 30 de ani de relații diplomatice bilaterale cu Republica Moldova și îmi exprim speranța că în curând o vom putea face în circumstanțe mai vesele. We also do this as part of the Team Europe. Well, we have already had the transports by France and the Netherlands, which arrived here on Friday last week. And today, with our colleagues from Italy, Finland and Denmark and other European Union member countries will follow. De asemenea, oferim susținere Republicii Moldova nu doar pe calea relațiilor bilaterale, ci și prin cooperarea cu Team Europe sau echipa Europa, astfel încât vinerea trecută au venit două unități de transport cu ajutor din Franța și din Olanda. Astăzi oferim susținere în colaborare cu Italia, Finlanda și Danemarca și aici susținerea nu se oprește. We admire Moldova because you have taken within almost 2 weeks, 4% of your population. This is the number of the people who have arrived from Ukraine here as refugees. Admirăm Republica Moldova pentru că în decurs de 2 săptămâni ați reușit să primiți un număr de populație care echivalează cu 4% din populația Republicii Moldova. Anume, atâția refugiați au ajuns în aceste 2 săptămâni din Ucraina în Republica Moldova. We are ready. We also have other institutions and organizations in Austria who would like to send the transport here in order to help the people of Moldova and the Ukrainian refugees here from our various Austrian regions. We had transports from Lower Austria last week and from Vorarlberg, and this week will arrive transports from Salzburg and from the city of Vienna, but also from private donors, from Austrian enterprises and from small communities. Respectiv, avem și organizații și instituții în Austria care sunt dornice și gata să trimită ajutor poporului Republicii Moldova și refugiaților. Săptămâna trecută a venit o unitate de transport cu astfel de ajutor din Austria de Jos, iar săptămâna asta vine din Salzburg și Viena și mai urmează. Please see this as a sign of the reassurance of our solidarity and our ever closer cooperation with Moldova bilaterally and at the European level. Reiterăm astfel solidaritatea față de Republica Moldova, precum și strânsa cooperare în relații bilaterale, precum și la nivel de Uniune Europeană. Mulțumesc pentru atenție! În aceste momente de grea încercare, alături de refugiații din Ucraina, este și poporul italian, prin sprijinul impunător acordat la amenajarea centrelor provizorii cu cele necesare pentru trai. Îl invit la microfon pe domnul Lorenzo Tomassoni, ambasador extraordinar și plenipotențiar a Republicii Italia. Mulțumesc! Madam Minister, Excellencies, colleagues, ladies and gentlemen, good morning. Italy fully supports the extraordinary effort performed by the Moldovan government and by Moldovan people itself in assisting refugees from Ukraine.
Bună ziua, doamnă ministru, excelențe, colegi, doamnelor și domnilor. Italia susține efortul extraordinar al autorităților Republicii Moldova, cât și a poporului acestei țări în susținerea refugiaților din Ucraina. As members of Team Europe, we're particularly honored of doing so under the hat of the European Coordination Mechanism, and I'm particularly happy today to greet my fellow national, Mr. Danilo Bilotto, who is in charge for the European Commission. Noi, ca membrii ai Team Europe, realizăm această susținere prin intermediul mecanismului european de coordonare și aici vreau să-l salut și pe colegul meu care reprezintă Comisia Europeană. Today, Italian aid has been delivered to Moldova directly by our Minister of Foreign Affairs, Mr. Luigi Di Maio. Astăzi, susținerea pe care o oferim din partea Italiei vine direct de la Ministerul de Externe al Italiei, condusă de domnul Luigi Di Maio. Our minister met President Sandu, Premier Gavrilița, Minister of Foreign Affairs and Deputy Prime Minister Popescu, as well as the President of Parliament, Speaker of Parliament, Mr. Grosso. Și domnul ministru de externe al Italiei a avut întrevederi cu doamna președintă Sandu, cu doamna Gavreliță, cu domnul Popescu, precum și cu domnul deputat Grosu. Together with our minister, an airplane, a cargo airplane, which departed from the humanitarian air base in Brindisi, United Nations air base, logistical air base, landed here in Moldova carrying over 14 tons of humanitarian aid material. And 8 more are coming, so it's going to be more than 22 altogether. Din baza logistică ONU pentru ajutor umanitar a plecat un avion cargo cu suport pentru refugiații ucraineni. Astfel, acest avion care deja a aterizat la noi în țară a dus 14 tone de ajutor umanitar și urmează să mai aterizeze un avion cu încă 8 tone, deci în total 22 de tone de ajutor umanitar. In addition to that, further help is coming from our civil, our national civil protection, and that is aid support for over 500 people. 500? Pe lângă asta, mai urmează să primească Republica Moldova și ajutor pentru 500 de oameni, ajutor care va veni direct de la Serviciul Protecție Civilă al Italiei. Italy is also financing a 10 million euros project that aims to enforcing the capabilities of migration officers here in Moldova in assisting refugees and particularly women and children. Și de asemenea, Italia finanțează un proiect în valoare de 10 milioane de euro direcționat către consolidarea capacităților biroului de migrație din Republica Moldova pentru a ajuta refugiații și în special femeile și copiii. Let's keep working together, we're going to make it. Haideți să lucrăm împreună, să ne unim forțele și vom reuși. Thank you very much for your attention. Vă mulțumesc pentru atenție. Greutățile și încercările unesc nu doar comunitățile, dar și țările din lume. În susținerea celor care au nevoie de sprijin și ajutor, a venit Finlanda prin suportul de nădejde acordat refugiaților. În acest sens, îl invit la microfon pe domnul Mihail Matila, expert în coordonare operațiunii a echipei de protecție civile a Uniunii Europene în Moldova. Dear Minister, dear Excellencies, thank you for organizing this event. I would like to extend my great appreciation to Moldovan authorities and citizens for your tireless effort and assistance to help the people who are fleeing from Ukraine. Doamnă ministru, excelențe, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru organizarea acestui eveniment și vreau să încep prin a-mi exprima aprecierea față de autoritățile Republicii Moldova și față de popor pentru efortul continuu și neostenit în susținerea refugiaților care fug din Ucraina. Finland is very glad to support the citizens of Moldova and the Moldovan government
in their effort. The assistance of Finland includes emergency accommodation equipment for 5,000 people, shower tents and a field kitchen. Deci Finlanda susține cu bucurie cetățenii Republicii Moldova și autoritățile acestei țări în eforturile sale. Asistența din partea Finlandei cuprinde unități de cazare a refugiaților, cazare temporară pentru 5.000 de oameni. Aici se includ corturi cu dușuri și, de asemenea, unități de bucătărie în aer liber. This material assistance is provided through the European Union's Civil Protection Mechanism. Această asistență este oferită prin mecanismul de protecție civilă a Uniunii Europene. In addition, my two Finnish colleagues and I joined the multinational coordination team deployed by the Union Civil Protection Mechanism as response to Moldova's request for international assistance. Și pe lângă asta, eu împreună cu cei doi colegi mei din Finlanda ne-am alăturat echipei multidisciplinare de coordonare care a fost remisă sau trimisă în Republica Moldova prin intermediul mecanismului de protecție civilă european la cererea Republicii Moldova. Our presence here was created by the local authorities with an enormous spirit of cooperation and friendship. Prezența noastră aici a fost salutată de autoritățile Republicii Moldova și în acest salut am simțit căldură și prietenie. The dedication shown to the cause by our Moldovan counterparts has been inspirational. It has been our utmost pleasure to work alongside with them. Părțile omologe din Republica Moldova au dat dovadă de o dedicație extraordinară acestei cauze și respectiv a fost o plăcere să lucrăm alături de ei. A warm thank you for the European Union delegation for hosting and supporting us upon our arrival and during our stay in Moldova. The European cooperation is strong. De asemenea, vreau să mulțumesc Uniunii Europene pentru că ne-a întâlnit și ne-a găzduit când am venit aici în Republica Moldova. Asta încă o dată arată cât de puternică este cooperarea noastră. Meanwhile, Finland has supported the Moldovan civil society organizations and media since 2008. And we continue this support this year. De asemenea, Finlanda a oferit susținere organizațiilor societății civile și instituțiilor mass media în Republica Moldova din 2008 și continuă să o facă. Through the Fund for Local Cooperation instrument, Finland supports Moldovan non-governmental actors in strengthening the rights of women and girls, including women and girls in vulnerable position. Prin intermediul instrumentului de cooperare local, deci fondului pentru cooperare locală, Finlanda susține organizațiile non-guvernamentale din Republica Moldova care luptă pentru drepturile femeilor și a fetițelor, inclusiv și cele în poziții onorabile, vulnerabile. In the media sector, Finland is targeting the support for media plurality, media literacy and countering of disinformation. În sectorul mass media, Finlanda pledează pentru pluralitate, mass media pentru alfabetizare în mass media și de asemenea pentru contracararea dezinformării. At this point, I would like to take the opportunity to also thank my colleagues from the European Union Civil Protection Team and introduce them to you. De asemenea, vreau să profit de oportunitate pentru a mulțumi colegilor din Mecanismul de Protecție Civilă a Uniunii Europene și pentru a vi prezenta dumneavoastră. I am joined with six colleagues from different nations, from Sweden, Italy, France and my colleagues from Finland. Astfel cu mine sunt șase colegi din diferite țări, din Suedia, din Italia, din Franța și din Finlanda. Our colleagues present today are Mr. Lilian Lober from France,
Mr. Nabil Robaj from France. Domnul Robaj și domnul Lobar din Franța. Mr. Danilo Bilotta from Italy and Mr. Tommy Mäki from Finland. Domnul Mäki din Finlanda și domnul Bilotta din Italia. Also part of our team is our team leader Henrik Nyman from Sweden and our colleague Matti Ingeroinen from Finland. De asemenea, avem pe liderul de echipă care este din Suedia și încă un coleg de-al meu din Finlanda. Once more, I would like to warmly thank the Moldovan authorities and the civil society for the impressive support and empathy you have greeted the people fleeing from Ukraine to your country. Vreau să închei prin a exprima încă o dată mulțumiri călduroase Republicii Moldova și societății civile a acestei țări pentru susținerea oferită refugiaților din Ucraina. Thank you. Vă mulțumesc. În aceste zile toți am demonstrat dăruire și solidaritate. În față sunt aranjate ambulanțele pentru ajutor medical, care, grație partenerilor din Danimarca, au ajuns în Republica Moldova prin mecanismul protecției civile al Uniunii Europene. Doamnelor și domnilor, prin eforturile comune și sprijinul reciproc, reușim să creăm un mediu sigur pentru oamenii deznădăjduiți, pentru cei care au rezistat și rezistă provocărilor, iar asistența umanitară oferită ne determină în continuare să fim alături de cei care au nevoie de noi. Vă mulțumesc pentru atenție! Yeah.